Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul următoarelor zile, următoarea săptămână cu tarotul zânelor pentru Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești. Voi clarifica cu aceste două oracole, fiecare card în parte, sunt minunate. Este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați. Și dacă doriți o etalare în privat de desubt la acest videoclip, există adresa mea de mail unde puteți scrie în prealabil. Există și un playlist cu horoscopul anului 2024 pentru fiecare semn zodiacal și cu horoscopul lunii decembrie. Dacă doriți să-l vizionați, mi-ar face foarte mare plăcere. Vă invit să-l vizionați și să vă scrieți la canal dacă n-ați făcut-o, pentru că în acest mod veți primi notificări în timp real cu ceea ce voi distribui. Veți fi Veți fi anunțați, veți fi la zi cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Haideți să începem, dragii mei dragi, pentru Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce va urma în următoarele zile, în următoarea săptămână. Haideți să vedem. Drumuri, călătorii. Aici vi se spune să fiți atenți în ce privește, să fiți atenți în ce privește un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, că e un bărbat aici un pic mai egoist. Vi se spune să fiți atenți la detalii. Sau un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, se gândește la dumneavoastră, dorește ceva stabil pe termen lung. Și văd că cineva plănuiește și se gândește la viitor, face un plan, un proiect, dar durează, e lent. Văd o tristețe, o suferință. De aceea vă spuneam să aveți grijă la cineva aici, să aveți grijă la banii dumneavoastră, să aveți grijă în drumurile noastre. Văd o suferință, o dezamăgire, un disconfort, o tristețe. Și oricum aveți nevoie pentru a vă reveni, dar vă va face mai puternic, să spunem așa, această dezamăgire, această tristețe. Cavalerul de cupe îmi spune că cineva va veni cu o invitație, un bărbat aici vă face o declarație de dragoste sau dorește o relație dumneavoastră și își va transmite sentimentele, emoțiile sau vă va invita undeva. Vi se spune să stați cu picioarele pe pământ, să nu vă pierdeți dezechilibru emoțional sau mintea chiar, că puteți trece printr-o experiență mai puternică. Cu regina de spade ați ajuns la o maturitate sau regina de spade veți lăsa persoane sau lucruri care nu mai aveți nevoie și vă veți concentra mai mult pe cariera noastră. Sau veți intra în contact cu o femeie divorțată sau văduvă în semn de aer, gem în balanță, vărsător, sau o femeie puternică și răbdătoare, autosuficientă, independentă sau chiar distractivă. Sau poate veți fi dumneavoastră acea femeie. Optul de spade care văd anumite gânduri care se repetă în mintea voastră și nu vă dau voie, vă țin pe loc. Trebuie să vă ajutați într-un mod sau altul. Și cu preoteasa aici văd că veți studia mai bine, veți fi mai secretoase sau veți intra în contact cu femei în semn de rac, scorpion, pers sau femei care citește în tarot, astrologie, o femeie intuitivă, o femeie înțeleaptă, inteligentă. Sau vi se spune să aveți încredere în intuiția noastră, poate veți fi dumneavoastră, să lăsați mintea la o parte, că mintea ne minte uneori. Și să vă ascultați mai mult intuiția, să studiați, să aprofundați, să aveți răbdare. Nu e momentul să acționați, să meditezi și vei găsi noi intuiții. Și văd secrete. Ori vei afla anumite secrete, ori vei fi mai secretoasă, mai interiorizată. Și vei studia ce să faci, să pleci. Vei studia să lași ceva la spate, vei studia să pleci mai departe, vei studia să aduci mai multă căldură în viața ta, mai multă semnificație, să faci chiar și un drum. Vei studia să faci alegeri mari în viața ta, schimbări fericite, mari schimbări. Să mergi mai departe. Haideți să vedem fiecare card în parte. Aici
Aici văd că veți face parte într-o comunitate, acolo trebuie să fiți înțelepți, poate într-un grup de muncă, la locul de muncă, trebuie să fiți mai atenți la detalii sau la drum. Acolo trebuie o atenție mai multă. Și 3 de spade, trebuie să faceți un echilibru între partea negativă, cea feminină, sau între partea masculină și cea feminină, între întuneric și lumină. Nu există bine fără rău și nici rău fără bine. Acolo veți fi un pic cam răniți și cu cât veți accepta, cu atât veți trece mai repede. Da, o dezamăgire, o decepționare din partea unui în dragoste sau din partea unei persoane care vine de la drum sau veți întâlni la drum. Văd o dezamăgire, sau un semn de nu. Oricine va veni de la drum, ori dumneavoastră veți merge și văd o dezamăgire. Și regina de spade, o femeie, în drumurile dumneavoastră văd că o femeie poate fi mama dumneavoastră. Văd foarte multă intuiție și foarte multă independență. După această decepție, veți lăsa în spate persoane sau vă veți simți singure sau veți fi mai puternice, mai independente, vă veți ridica și veți fi mai directe și veți spune punctul pe i, ce nu vă place, ce vă place, ce nu vă place și ce. Și vi se spune să vă ascultați intuiția. Sau poate o femeie din familia noastră va avea un rol important. Optul de spate. Vă gândiți la tot felul de posibilități, la tot felul de uși, la tot felul de căi, vă gândiți în mintea dumneavoastră. Vă gândiți la mai multe lucruri și vă țin blocați pe loc, blocate. Vă gândiți la o femeie din familia noastră. Sau o femeie din trecutul dumneavoastră. Haideți să vedem preoteasa. Aveți nevoie de forță și de curaj pentru a vă urma intuiția, pasiunile. Și e nevoie să faceți o strategie în ce privește un drum, în ce privește aceste alegeri, pentru că doriți acest soare, această căldură, veți lăsa la spate. Unii veți face o călătorie, veți pleca dintr-o casă sau în altă casă sau la drum și aveți nevoie de răbdare și de o strategie, de un plan pus bine la punct, de un jurnal, de un proiect să puneți pe foaie, să vă folosiți forța interioară, curajul pentru a face față acestor sfide. Cineva va dori să plece. Haideți să vedem. Haideți să vedem ce vă spun vrăjitoarele. Ce sfat doresc să vă spun vrăjitoarele pentru zodia Pești? Să aveți mai multă grijă de voi. Să vă oferiți mai multă atenție. Chiar să, nu știu, să căutați un antidot sufletului vostru. Să vă alimentați mai sănătos. Să vă schimbați alimentația. Să aveți mai multă grijă de sufletul vostru sau de proiectul vostru. Haideți să vedem. Pentru zodia Pești, luna sau ascendent zodia Pești, văd că alegerile noastre vor fi favorabile și o persoană vă va fi alături, o persoană, un prieten sau o prietenă fidelă, sau dacă nu mai e, dacă veți fi singuri, văd o persoană care nu mai e în viață, vă va fi alături în ce privește anumite circumstanțe. Un înger chiar. Și văd că vă veți gândi la angajamentul dumneavoastră. Aceste gânduri care au ieșit și aici. Ia uitați, 8 de spade. Da. E vorba că în mintea noastră vor fi tot felul de gânduri, cum a zis adineauri. Și vă veți gândi la tot felul de posibilități, la tot felul de uși, de ce trebuie să faceți, alegeri. Și vă gândiți cum la mai multe posibilități. Haideți să vedem. Foarte multe gânduri în viața, în mintea noastră.
Să știți că cineva vă va oferi atenție sau cineva va fi cu ochii pe voi sau cineva vă urmărește chiar pe rețele de socializare sau dumneavoastră sunteți în centrul atenției. Cineva are ochi pentru dumneavoastră, poate nu știți deocamdată, dar vă veți da seama că cineva vă urmărește sau cineva e cu ochii pe dumneavoastră sau cineva a pus ochii pe voi. Mulțumesc. Și văd că veți primi o invitație. Un mare da pentru voi, un mesaj, o invitație să mergeți undeva. Dar văd că treceți printr-o... Trebuie să aveți mai multă grijă de emoțiile noastre sau ați trecut prin situații neplăcute în trecutul dumneavoastră și încă vă urmăresc, sufletul plânge. Treceți poate printr-o dezamăgire, tristețe, o suferință. Dar va fi o transformare, să știți. Și văd că sunt mai multe suflete care vor fi alături de voastră, suflete care nu mai sunt. Și văd că trebuie să vă urmați anumite obiective, cum ar fi să aveți mai multă grijă de voi, să vă iubiți mai mult pe voi, să vă priviți mai mult sufletul și văd foarte multă puritate și chiar să vă rugați mai mult, să vă păstrați sufletul pur. Și văd o transformare prin care treceți dumneavoastră. O transformare care va scoate la suprafață propria noastră persoană, cine sunteți cu adevărat în propria inimă. O transformare importantă în ce privește propriul noastră suflet sau drumul dumneavoastră pe care trebuie să-l parcurgeți până în momentul de față. Dar cineva aici este foarte supărat și nervos, chiar și plânge în sufletul său, în inima sa. Este supărat pe viață, este supărat pe o persoană din familie sau a pierdut familia, a trecut prin multe pericole. Aveți nevoie de zahăr, nu de sare, să știți, și să vă păstrați încrederea că există încă puritate și veți primi o invitație care vă va bucura sufletul. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată, Crăciun fericit împreună cu familia noastră, să ne vedem cu bine, v-am pupat, la revedere, vă mulțumesc, sănătate, pe data viitoare!